Uite, n-am știut că poți să... Dacă ți se pare că n-ai respectare, ești în anonimat. Dar nu te duci cu minciuni că ați văzut ea amenda mai mare decât dacă te-a prins că n-ai respectat legea. Da. Păi dacă ei pot să muncească degeaba, că tu ai ceva cu X, nu sunt porc sau vorba Mioriței care oi mai multe, mândre și cornute, tu vrei să te răspund pe el și hai să terminăm. Dar dacă vii cu minciuni, plătești? Probabil așteaptă să vină să le iau, fi bucureștenice. Da. Mă rog, mă stau de vorbă. Asta e intrat aici. Așa. De ce ține aura asta să vadă că noi dăm microbuze? Da, aia ține? Nu. Păi astea sunt de la aur. Da, știu. Am fost cu cei din Ploiești, că te-am zis, trebuie să merge să cunoaște și oamenii de la Ploiești. Mă chem eu la o ședință când va fi. E în general după amiaza, de la 5-6, ca să vină lumea de la muncă. Terminați munca până la ora aia? Unde? La ședințe, dacă e să... Nu sunteți atenți, am văzut că nu, nici mai vorbesc. Am văzut și data trecută că nu sunteți atenți la ce vorbesc. Deci, de la muncă, eu termin munca și ajung acasă la 5:30. Deci ședințele sunt 5:30-6. Sau dacă nu, sâmbăta dimineață. Sau, poate, știți unde ați fost la sediu pe Maramureș? Ați fost? Știu unde e sediu pe Maramureș. Așa, dar n-ați fost niciodată. Nu? Nu. Așa, deci dacă suntem puțini, ne întâlnim acolo. De obicei, dacă suntem mulți, la Casa Sindicatelor. Avem o sală. Dar acum am înțeles că au mai luat un sediu pe lângă hale, pe lângă piață, dar nu știu, la ăla n-am fost, că ne trebuie un sediu mai mare. Că asta la Maramureș e mic. E un birou. Da. Și o antecameră. Și nu încăpem, că ne-am înmulțit și în Ploiești, Prahova, nu știu ce. Nu știu nou sediu, că nu știu, n-am fost. Deci, dacă e, vă anunțăm și unde să ține. O să vă dau și adresa exactă. Să știți și pe ăștia de la... Îl știți pe Axinia? Da. A stat de vorbă cu el? Am stat un pic. A. Uh-huh. Aici? Ce miroase el? Ăștia au casnaua, că v-ați văzut. Aici sau la Ploiești? Aici. V-ați întâlnit aici. Eu i-am făcut campanie electorală acum 4 ani. Și acum să ia după ăștia din care conduc Ploieștiul. Că e o femeie la 40 de ani, nemăritată, care umblă cu un bărbat, ca să vă spun adevărul. Un bărbat însurat. Să-i fie rușine. Și m-am... Nu da asta, m-am certat cu ea că e mai proastă, toată lumea o știe. Și că e, de ce să nu vrei, spune, nu e numai părerea mea, cum? Care nu cred că e numai cu ăla. Cum să te bagi pe familia altuia, să-i strici casa? Tu ca femeie nu te gândești că tu dacă ai fi măritată și s-ar băga alta peste bărbatul tău, ți-ar conveni? Că femeile știu să unele, nu toate, să se ducă în așa fel încât să se îndrăgostesc. Și nu de asta, m-a deranjat pe mine, că mi-a zis niște chestii. Și mi-a făcut niște chestii urâte și am zis. Și pentru că ea dă cu curul la toți, m-au eliminat de niște grupuri. Dacă ea... Că nu e numai părerea mea. Ca să... Nu, eu... Știi, nu e frumos să bârfești, dar să prinde omul. Nu bârfesc, nu am prins-o cu ăla. Dar când pleacă, nu mai cu el mergem la campanie, nu mai cu el în mașină. Am fost cu ei când a adus microbuzele astea, au trecut și pe Valea Prahovei. Și a zis cine poate să meargă și m-am dus. Ei, că a mers, tipul are și mașină dubiță pe care a scris aur, dreptate pentru România. Cu Alexandru Săraru, știți? Da. Și merge cu Alexandru Săraru. Așa, și cu el.
am mers pe, acolo, pe Valea Prahovei. Și bineînțeles, în fața a stat ea cu el. Și eu stau în spate, dar eu îi urmăream. Cum își dau ochiade, cum zâmbesc unul la altul. Eu sunt mult pe bătrână. Adică am experiență de viață și văd când doi oameni se plac. Nu trebuie să spună nimeni. Dar lumea i-a mai văzut în Ploiești, că Ploiești e mic. I-a văzut împreună și nu la acțiunea aur. Iar ați dat drumul la căldură până nu mai putem. Vă e prim? Nu, dar până se încălzește un pic aici. Da. Da. Și eu sunt acum și am cerut audiență lui Simion. Nici cu Axinia nu mai vorbesc. Săraru m-a supărat că merge cu ei și nu știu ce. Și m-am supărat și cu Săraru. Și am cerut audiență lui Simion. Și a zis că acum e foarte ocupat. De ce? Zic, nu vă spun, că nu cred pe Messenger. Deși mi-a zis o doamnă, doamna Viorica, că el e pe Messenger. Nu cred. Eu nu cred în tehnologie. Eu vreau să vin face-to-face între patru ochi să stăm de vorbă. Să-i spun eu cum stă lucrurile în cum stau lucrurile în Ploiești, în Prahova. Nu să-i spun ăștia care sunt cu Băluț. Andreea Băluț o cheamă pe domnișoara sau doamna. Cred că e doamnă, nu mai e domnișoară. Dar e domnișoară că nu e măritată. Foarte supărată pe ce. Și nu numai eu, mai sunt persoane. Tot cu afaceri, cu studii superioare, mult mai deștepte decât ea, care nu le place ceea ce se întâmplă în Prahova. Și o să-i spun lui Simion, vrei să-ți pierzi oameni buni din Prahova? Las-o pe Băluță acolo. Nu, dacă nu vrei, schimb-o pe Băluță. Din coordonatoarea, că nu se numesc președinte, coordonatoarea locală Ploiești. Schimb-o pe Băluță. Eu nu zic că vreau eu, nu mă consider ceva, dar nici aia nu e bună. Și nu e numai părerea mea. Pa, ți-am spus ca să înțelegi, nu e numai părerea mea. Am și eu oameni care... Și nu mi-a făcut numai mie. I-a făcut și unui jurist care lucrează la primărie. I-a făcut și unui manager de... care are firmă de transporturi. L-a făcut bețiv pe juristul ăla, nu știu ce a făcut. Deci ea jignește pe toată lumea. De ce îi se permite? Eu pun faptele cap la cap. Pentru că trăiește cu măcinic, care măcinic e cu Săraru și pleacă peste tot cu Săraru. Au făcut vara asta, nu știu dacă știți, dacă urmăriți, că dacă sunt... Vara Românilor, în care am fost și eu în câteva, până m-am supărat cu Săraru. Când m-am certat cu Săraru, nu mai m-am dus pe la Ploiești. Dar știu ce se întâmplă, că se duc ceilalți. Am fost, dar am dat, că eu muncesc, eu nu mi-e așa. Dar când văd că conduce o curvă, mie nu... Atunci mă retrag. Lasă, stați cu curva voastră. Scuză-mă că nu ne cunoaștem, dar eu așa vorbesc. Sunt între patru ochi. Nu ne cunoaștem. Nu știu ce părere ți-ai făcut despre mine, dar... Ce părere? Sincer? Ce anume? Am întrebat ce părere ți-ai făcut despre mine. Și o părere bună, nu? Așa. Și eu, un băiat la locul lui, tăcut. Dar nu ești atent mereu, probabil te deranjezi că vorbesc sau ești atent la condus. Nu, mai sunt și atent. Te la condus, la condus, da. Da, așa e. Ai văzut că nu vorbesc tot timpul. Eu vorbesc mult, e defecțiune. Dar dacă știi cum eram la 20 de ani, o timidă, exact cum e fata mea acum care are 20 de ani. O timidă, mi-era rușine să vorbesc. Bine, nici nu știam atâtea câte știu acum. Că am citit, m-am documentat, am fost șefă, am fost de toate. Șefă peste 40 de bărbați la atelierul mecanic Boldescă, ca inginer petrolist. Deci 40 de oameni între care numai 7 și acolo m-am călit ca om. Acolo, la atelierul mecanic, lucrând cu bărbații, m-am făcut și eu bărbată. Că prima dată plângeam. Când mi-a zis șeful ceva, a țipat la mine. M-am dus în WC și m-am început să plâng.